Valizele și pleacă. Liderul palestinian afirmă că nu va renunța la niciun principiu de bază care are importanță pentru palestinieni. El a mai declarat că nu va discuta cu Netanyahu despre recunoașterea statului evreilor și că Israelul se poate autodenumi după cum dorește. Abbas a menționat că fără continuarea înghețării construcțiilor nu vor fi tratative. Fabrica de sport este semnată de Ovidiu Pețenghea. Bună seara! Bună seara, în deschidere tenis, Monica Niculescu și Sharapova au ratat calificarea în sferturile de finală la US Open după ce au pierdut în decisiv meciul cu tandemul Dulco-Peneta. Nu sunt vești bune nici din partea lui Horia Tecău, care împreună cu suedezul Liștep sunt aproape să piardă și ei duelul care duce în sferturi după ce au cedat...